Expoziția mea de artă decorativă Dumitru Popa din diverse materiale, piele, pânză, carton, nasturi, capace, din materiale recuperabile și cu un mesaj mai deosebit. Mă interesează foarte mult și mă pasionează foarte mult universul și mai nou se vorbește de multivers, de infinitate și de armoniile care există și de planete și galaxii și metagalaxii și mă fascinează ideea aceasta. Deci, în general, 90% sunt lucrări care cuprind despre univers și multivers, despre armonia care există. Se pot crea niște lucruri foarte frumoase din materiale recuperabile și în lumea în care trăim, o lume foarte zbuciumată în secolul 21, anul 2020, anul 4, în care un an mai dificil și s-a observat din martie cu pandemie, cu tot felul de restricții pe plan mondial și tot pământul care, mă rog, se mai numește și Gaia, pe care noi, în loc să-l iubim, îl ignorăm și îl mutilăm și reacția lui dură față de acțiunile noastre care sunt total nesăbuite. Ne plângem că prea multă ploaie, ne plângem că cad dealurile și salunecări de teren, dar în sfârșit defrișăm și distrugem totul. Ei, întotdeauna m-am gândit și m-a fascinat ideea să fac creație din diverse obiecte, din diverse resturi. Mesajul extraordinar e: trăim pe pământ pentru a învăța lecția iubirii. O pregătire pentru adevărata viață în altă dimensiune, în eternitate, în dimensiunea 5-a, 6-a, 10-a, 12-a dimensiune. Eu cred din toată inima că revenim pe pământ după o bucată de timp. Deci eu cred în reîncarnare, dar nu în reîncarnarea aia clasică, să zic așa. Există o altă formă. După aceea, Biblia tratează niște treburi extraordinare, dar oamenii au adăgat, cred că au pus foarte multe lucruri de la ei și totuși mesajul Fiului lui Dumnezeu Iisus a fost iubire și armonie, pace. Și oamenii de știință au observat că există o legătură extraordinară între credința adevărată și știință. Nu credința aia dogmatică. Cineva întreba, bine, dar cultele? Cultele, nu am nimic cu nimeni. De multe ori cultele mai mult încurcă decât ajută. Și asta e adevărul. Arta trebuie să fie o bucurie a sufletului, o bucurie a relațiilor interpersonale între oameni. Că faci un portret, că faci o pictură abstractă, că faci o lucrare decorativă, trebuie să existe un mesaj, un anumit mesaj. Îmi place să merg în natură, îmi place să merg pe stradă, îmi place în stația de mașină să stau să mă uit la oameni, să iubesc oamenii. Am început să ne înstrăinăm unii față de alții. Există așa o aplatizare a sentimentelor, o goană după ce, după vânt. Îmi spunea cineva, știi, am fost în Spania, bun, vai, ce frumos, tu ai fost? N-am fost. Nu ai fost în Spania, n-ai fost în Italia, n-ai fost, nu, încă n-am ajuns acolo. Eu am ajuns, bine, cum ai ajuns? Păi,
Am ajuns că culeg roșii sau fac nu știu ce. Foarte bine că ai un loc de muncă acolo. Bun, ai ajuns și la Paris, în Franța, da, am ajuns. Vai, ce frumos e acolo, da, și eu spun, ai văzut Tour Eiffel cu tare, cu tare, explic. Vai, dar câte cunoști tu și știi tu? Nu am fost acolo. Păi tu ai fost și... Păi mi-am adus câteva cravate, roșii, mov, galbene, nu știu ce. Și un om cu pregătire superioară, un inginer care are pretenții și acum, sigur, are firme, nu îi dau numele, sigur, el știe că nu. Eu îmi zice, nu te supăra, dragul meu, vecin și prieten, eu nu le am cu arta. Dragă, nici eu nu le am cu ingineria, dar totuși, după ce termini o facultate, după ce termini un liceu în care ai învățat strictul necesar, măcar atâta ca să știi să-ți legi șiretul la bine la pantofi și să știi pe ce lume trăiești. Deci, mesajul este un mesaj de armonie, pace universală. În acest multivers în care să petrec lucruri extraordinare. Câteodată visez dacă aș mai putea să trăiesc câțiva ani ca să prind o călătorie undeva în spațiu, în alte sfere mult mai înalte, să văd ce se întâmplă acolo. Cu siguranță și acolo există oameni, civilizații de altă natură, adică, mă rog, extra. Terestri, cum le spunem noi. Și ei trebuie să aibă o formulă de familie. Se găsesc tot felul de informații pe internet. Deci în sfera aceasta mă învârt. Multiversul cu armonia și cu pacea, culorile, vibrația culorilor, multitudinea culorilor, a formelor, a modalităților de exprimare mă pasionează. Din orice lucru să fac ceva, să fac artă. Și dorința mea e ca eu și aproapele meu și cei din jurul meu să încercăm să fim mai buni, mai împăciuitori, mai activ în fiecare în meseria lui, fiecare în domeniul lui să creeze ceva bun. Să fim, fiecare să fie ca o cărămidă pusă în istoria asta omenirii. Fiecare aduce ceva bun. Nu putem să trăim izolați. Fiecare aduce ceva bun. Toți ne ajutăm unii pe alții. Ne completăm, avem nevoie unii de alții, așa cum eu am nevoie și dumneata și X sau Y are nevoie să mănânce. Cineva trebuie să facă pâine, cineva trebuie să facă haine. Fiecare are un rol, e imposibil să trăiești izolat în secolul 21. Și din ce în ce mai puțin în lume observ că cu durere o spun, intră într-o galerie de artă. Ei vezi, se uită pe geam, hai înăuntru. Nu, e nu. Mă grăbesc altă dată. Păi acum ești în fața galeriei, poți să intri și să vezi și să stai 2 minute, acum mă grăbesc. E o grabă așa și o goană după vânt, cred că. Cam asta ar fi ce aș putea să spun. Aș mai spune eventual că în anii viitori aș dori ca să mai prind, să mai fac câteva expoziții, încă am unele proiecte pe care nu le-am realizat și sper să realizez. Cu cât lucrez mai mult, cu atât simt că progresez mai mult, găsesc alte modalități de exprimare și mereu, mereu găsesc alte soluții la artă și doresc ca
Românii să conștientizeze, suntem un popor foarte talentat, suntem un popor foarte muncitor, foarte ascultător, dar aș dori să avem grijă să facem, că ni s-a spus destul de, nu chiar frumos, că mămăliga nu explodează. Doamne Dumnezeule, aș dori într-adevăr să explodeze odată și mămăliga asta, dar să explodeze în așa fel încât să fie constructivă, nu destructivă. Și vă invit pe toți să veniți să vedeți expoziția mea, a celorlalți. E o galerie de artă frumoasă, e o galerie la care s-a muncit mult și merită. Fiecare își face partea lui și asta e o chestie extraordinară și, bineînțeles, mulțumesc pentru toți care mă susțin și mă încurajează. Am nevoie de încurajări, e o vârstă în care sunt la sfârșitul vieții, dar cu siguranță o să revin pe pământ, vă promit că mai revin pe pământ peste câteva secole.